Nimic nu se poate face de unul singur și de aceea o să rog să urce pe scenă alături de mine echipa cu care lucrez nu în fiecare zi, cu care lucrez în fiecare clipă, pentru ca dumneavoastră să beneficiați de cele mai bune condiții și să fiți niște copii fericiți și niște părinți mulțumiți că v-ați încredințat părinții acestui colegiu care are un prestigiu bine meritat. Mă invit pe scenă alături de mine pe doamna director adjunct Adriana Busuioc, pe doamna președintă a Asociației de Artă și Educație George Apostu, Claudia Vasilache, căreia îi mulțumesc și pentru gestul extraordinar de frumos de astăzi, de a veni aici de la ora 8 să-i ajute pe colegii mei, Florin Blaj, Ionuț Gheorgheș, Tudor Barcan, care s-au străduit să facă în așa fel încât acum noi să ne auzim. Vă mulțumesc tare mult! De asemenea, doamna contabil șef Liliana Hlandan, vă rog să veniți alături de mine. Doamna secretar șef Steliana Sofiei. Doamna secretar Dana Stanciu. Doamna secretar Mihaela Ciosu. Domnul administrator Dumitru Pântea, care sper să nu se grăbească să iasă la pensie și să ne lase baltă, pentru că se mai găsesc oameni, dacă domnul Pântea rar. Nu, dar așa este. Da. Deci, dumnealor sunt cei cu care colaborez în fiecare clipă și le mulțumesc și sper să avem în continuare o colaborare frumoasă, ca și până acum, și să facem în așa fel încât lucrurile să fie cele mai bune și cele mai frumoase la colegiul nostru. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate și să fiți întotdeauna alături de noi. Doamna director adjunct, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte. Bună dimineața! Vreau să mulțumesc doamnei director pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Dumneavoastră vă doresc un an cu zâmbete și note de 10. Să vă placă anul ăsta școlar. Sperăm din tot sufletul să fim cât mai mult prezenți în școală și nu neapărat online. Trebuie să fiți sănătoși, voioși și să vă păstrați tăria și speranța că lucrurile se vor îmbunătăți. Vă mulțumesc foarte frumos, un an școlar cu succes. Da, și vă rog să rămâneți în continuare alături de mine, pentru că avem doi invitați speciali, doamna prefect Tudorița Lungu și domnul primar Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Vă rog frumos să veniți alături de noi. A, și domnul Pavel Ionescu. Așa cum mască, domnul director, eu de aia am rămas fără mască, ca să mă recunoașteți. Vă mulțumim foarte mult că ați onorat invitația noastră și acum aș vrea să ne transmiteți câteva gânduri la început de an școlar. Doamna prefect. Bună ziua tuturor, doamna director, ne-ați prezentat ca doi oameni speciali, nu noi suntem speciali, dumneavoastră, părinți, copii, cadre didactice. Sincer, mă bucur foarte tare că am ales să vin astăzi aici, pentru că aici e multă sensibilitate, mult talent, care nu poate aduce decât bucurie. O bucurie pe care o așteptăm de mult timp. Vreau să vă rog, domnilor profesori, doamna director, stimați părinți, bunici, uitați-vă atenți la copiii dumneavoastră. Este generația care a trecut, prin ce n-a trecut nimeni. Motiv pentru care aduceți-le din nou zâmbetul pe buze, pentru că ceea ce ne-a lipsit în această perioadă a fost zâmbetul și, de ce nu, apropierea, pentru că sunt ingrediente care vindecă sufletul. Vă doresc tuturor un an bun.
iar mai ales voi, dragi elevi, nu uitați, voi, dragi elevi, nu uitați să vă bucurați de viață. E frumoasă, chiar dacă uneori ne arată că poate fi și vidregă. Mulțumesc tare mult! Bună dimineața! Și așa cum este astăzi soare și frumos, vă urez să aveți un an școlar plin de soare și lumină și fără măști. Și urez succes cadrelor didactice, părinților, iar elevilor le doresc să aibă parte de profesori cât mai exigenți, cât mai riguroși, cât mai duri, chiar dacă nu o să vă placă, de la ei veți învăța cele mai multe lucruri și veți ține minte. Un an școlar cât mai bun. Doamne ajută! Bună dimineața și din partea mea tuturor, elevilor, părinților, profesorilor, distinșilor oaspeți. Eu am să vă spun ceea ce spun de fiecare dată la întâlnirile noastre. Învățați, studiați ca să ajungeți cât mai repede să faceți cei 10 pași care despart cele două instituții de frunte ale municipiului și al județului. Multă sănătate și spor la treabă în acest an. Vă mulțumesc tare mult. Și acum o să dau citire listei de învățători și diriginți și am să-i rog să urce pe scenă alături de mine ca să-i vadă lumea, mai ales clasele de început. Da? Clasa pregătitoare, doamna învățătoare Puiu Adina Elena. Doamna învățătoare, v-ați găsit clasa? Clasa 1, doamna Podoleanu Valerica, vă rog să veniți. Clasa 2, Albu Adina. Clasa 3, botezatul Carmen Elena. Clasa 4, Ungureanu Elena. Clasa 5, un diriginte tânăr la început de drum ca diriginte, Marc Gabriel. Clasa 5B, domnul profesor Mocanu Paul Marius. 6A, Scarlatra Luca Elena. 6B, Stanciu George Paul. 7A, Obreja Doina Maria. 7B, Mardare Violeta Petrina. 7C, Metul Loredana. 8A, Boambă Elisabeta Elena, care a ajuns. Mă bucur. 8B, doamna Popa Elena Cristina. 8C, Zodiana Ana Maria. 9A, Petrescu Ionel Alivioara. 9B, Frâncu Daniel. 9C, Isaica Lida. 10A, doamna profesoară Condrea Daniela. 10B, domnul profesor Manta Marius. 10C, Manoleache Marilena. 11A, Pascaru Adriana. 11B, Radu Luminița Monica. 11C, Meleșcanu Petronela. 11D, Marciu Calina. 12A, Iordăchiță Iuliana. A 12B, Veria Alina Cecilia. A 12C, Zota Mihaela Maria. A 12D, Baicu Simona. Doamna Baicu, pe care nu cred că există cineva care să nu o cunoască. Și căreia îi mulțumesc în mod deosebit pentru dedicație și pentru tot ceea ce face ca școala noastră să fie întotdeauna evidențiată. Dragi colegi, știți foarte bine că vă iubesc foarte mult, știți foarte bine că vă prețuiesc, știți foarte bine că lucrurile astea nu se vor schimba niciodată, indiferent de poziția pe care o voi avea în această școală. Și vă doresc sănătate și mult succes
în acest an școlar care sperăm să fie cât mai normal. Deci nu-mi doresc nimic altceva decât să fie normal. Cu mască, fără mască, nu mai contează, numai să fie școala plină de copii. Pentru că școala fără copii este sinistră. Este oribil să fii în școală fără copii. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes!